Într-o era alimentelor procesate și a meselor luate pe fugă, incidența bolilor de nutriție a crescut alarmant. Un rol important în păstrarea unei digestii sănătoase are și microflora intestinală. Despre acest subiect stăm acum de vorbă cu medicul Alin Popescu, specialist în medicină sportivă. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața vouă și bună dimineața telespectatorilor Prima TV. Alin, ce înseamnă această microfloră intestinală? Care e rolul ei? Cum ne influențează, de fapt, ea sănătatea? Această microfloră intestinală a început să fie din ce în ce mai studiată în ultimii ani și are o influență mult mai mare asupra vieții noastre decât ne închipuim. Îmi place un termen folosit relativ frecvent în literatură și anume că este ca o amprentă digitală. Indiferent cât am căutat, nu vom găsi pe pământ doi oameni care să aibă o microfloră intestinală identică. Practic, pe lângă dietă, această microfloră microbiană intestinală poate fi influențată de stilul de viață, materialul genetic cu care ne naștem, medicația, foarte important, medicația pe care noi o luăm, anumite patologii și, evident, colonizarea de la naștere. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, dieta rămâne unul dintre cei mai importanti factori cu efect direct asupra ei. Ceea ce e interesant și aici medicii gastroenterologi și nu numai insistă foarte mult, se pare că această microfloră, microbiotă intestinală, are capacitatea de a influența semnificativ apariția anumitor boli care sunt foarte frecvente în prezent, de tipul diabet zaharat, mai ales de tip 2, obezitate, anumite tipuri de cancere gastrointestinale, boli inflamatorii intestinale și chiar boli cardiovasculare. Practic, noi trebuie să înțelegem că, așa cum am spus, dieta influențează microflora intestinală și schimbările de ordin alimentar pot determina modificări ale tipului și numărului bacteriilor intestinale în decurs de doar 24 de ore. E o relație. Alin, accentuez foarte mult partea de dietă și aș vrea să ne spui ce alimente ar trebui să consumăm pentru a ne păstra microflora într-un balans perfect. Da, ai sesizat corect. Această relație dietă-microflora intestinală este mereu un drum cu două sensuri. Pentru că bacteriile noastre intestinale pot influența opțiunile noastre alimentare, având o conexiune cu creierul prin substanțe pe care le produc, și s-a identificat și sunt citate în literatura de specialitate predominanța unui tipul de bacterii și un raport între acestea persoane obeze diferit față de persoane slabe sau cu greutate corporală normală. Practic, pofta de dulce, de asemenea, pare a fi influențată de prezența sau absența anumitor tipuri de bacterii. Ca să răspund la întrebarea ta, sunt două tipuri de, de substanțe foarte, să spun așa, foarte discutate și disputate în același timp, prebioticele și probioticele. Aceste prebiotice și probiotice, care pot fi de la iaurt, chefir caucazian, până la o serie întreagă de nu știu, legume, de pildă, dau o anumită stabilitate asupra florei noastre intestinale, dar în momentul în care, de pildă, avem antibiotice de luat, și asta evident doar la prescripția medicului, antibioticul fiind o agresiune evidentă asupra florei noastre intestinale, pot exista inclusiv suplimentări cu efectiv suplimente nutritive pe această zonă de prebiotice și probiotice. În mod normal însă, cu o de pre și probiotice, alimentația, dieta ar trebui să fie absolut suficientă, neexistând nevoia
repet, în lista unui tratament cu antibiotic, nu există nevoia sau altor agresiuni unor suplimentări de acest tip. Dacă mai țineți minte, chiar și tu, vorbeam la un moment dat în platou, în momentul în care se prescrie un antibiotic, există deja o obișnuință a medicului de a prescrie și ceva specific pentru a proteja această floră intestinală de agresiunea dată de antibiotic. Și în final, Alin, dacă totuși ne alegem cu o microfloră afectată, ce tratament se recomandă? Tratamentul este tot de acest tip, tot în zonă de pre, de probiotice, dar și o analiză atentă a dietei, pentru că sunt o serie de fibre insolubile, dar care sunt foarte utile pentru menținerea tractului și motilității digestive. Practic, noi, în momentul în care spunem că suntem sănătoși, din punct de sau aparent sănătoși, că nimeni nu e sănătos cu adevărat, nu putem ști, primul lucru pe care îl putem cuantifica este scaunul normal și, așa cum trebuie, unul pe zi, maxim unul la două zile. Dezechilibrele se traduc inclusiv prin scaune apoase sau prin constipație sau așa mai departe. Deci, pe de o parte, încercăm să dăm preprobiotice, și, dar totodată analizăm dieta noastră zilnică pentru a ne asigura că lucrurile sunt ok. Aportul acesta de fibre, repet, inclusiv cele care nu se absorb, sunt utile pentru dinamica tractului digestiv. Consider că, și aici este poate o platitudine, dar consider că acea vorbă suntem ceea ce mâncăm, din păcate, eu la un moment dat o contestam, dar din păcate are un mare sâmbure de adevăr, și mai mult decât atât, ca să terminăm pe o notă așa un pic optimistă, te rog, da, de joi, suntem inclusiv ceea ce mănâncă bacteriile noastre. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Alin. Mulțumesc tare mult pentru intervenție.